Așa, scumpii mei, bine v-am regăsit. Pentru voi am turnat cositorul, pentru că eu l-am citit și trebuia întâi să-l torn, apoi, pentru că este încă fierbinte. Aici am citit pentru voi, pentru că cine are de ochi, cine are negativități, cine are vrăși, cine are spaime, cine are așa, nu poate dormi noaptea. Toate negativitățile și tot de ochiul să se adune în acest cositor și vom vedea toate vrăjile să se adune aici, tot de ochiul să se adune aici. Eu deja văd că tot de ochiul s-a adunat în acest cositor. Într-adevăr, aveți foarte mulți ochi deasupra voastră, dragii mei. Eu, cum am zis, eu am citit cositorul. Când se încălzea, am citit, am turnat de aia. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit și mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, dragii mei. Pentru voi sunt aici ca să vă ajut să știți. Așa, dragii mei, să se răcească puțin cositorul și vom vedea ce ne va spune cositorul nostru, pentru că eu deja văd aici că este, cum să zic, mult de ochi deasupra voastră, să știți. Într-adevăr, este, uitați-vă. Vedeți cum s-a îngrămădit tot de ochiul aici, dragii mei? Să știți, într-adevăr, aveți prea mult de ochi deasupra voastră, să știți. Într-adevăr, prea mult de ochi aveți. Uitați-vă. Ăsta este cositorul. Voi ați văzut, eu am turnat în ochii voștri ca să vedeți. După cum vedeți. Și după cum vedeți, dragii mei, uitați-vă aici, aveți deasupra voastră, într-adevăr, doi dușmani care vă face vrăși, care vă trimite negativitate. Uitați-vă ce șarpe a ieșit aici, doi șarpe a ieșit, doi dușmani, asta înseamnă, pentru că, într-adevăr, uitați-vă cum se iese de ochiul din voi, să știți. Uitați-vă, aici s-a adunat tot de ochiul, dragii mei, să știți, uitați-vă. Părțile aceste negre, toate sunt de ochi. Uitați-vă. Vedeți? Toate aceste părți negre sunt de ochi. Uitați-vă. Pentru că aceasta, uitați-vă. Aceasta este mai luminoasă, dar asta este de ochiul care este deasupra voastră. Eu v-am citit pentru toți abonații, pentru familiile voastre, pentru copiii voștri. Am citit pentru toți, să știți, dragii mei. Uitați-vă. Părțile negre sunt de ochi, părțile albe, cum s-a adunat, am adunat de ochiul de deasupra voastră. Să știți că o să vă simțiți și mai bine, pentru că acest cositor, într-adevăr, ia de ochiul de deasupra voastră. Cine are spaime, să știți că de câteva ori am să torn și o să se vindece, nu o să aibă nicio frică, să știți, pentru că este așa. Foarte multă frică aveți în voi, să știți, așa de parcă v-ați înghesuit, dragii mei, de parcă sunteți închiși într-o cutie. Uitați-vă, aici este un cuțit, dragii mei. Aici este un cuțit. Cineva vă face vrăși de moarte, dragii mei, să știți. Uitați-vă și acea pisică, vedeți acea pisică aici. Uitați-vă, pentru că, într-adevăr, aveți persoane care vă face vrăși deasupra voastră și, într-adevăr, vă face vrăși cu pământ de la mormânt, dragii mei, să știți. Într-adevăr, vă vrea moartea aceste persoane. Și uitați-vă aici, de parcă este un schelet, un cap de schelet, dragii mei. Aveți multe persoane în jurul vostru care se ocupă cu vrăjmașul, să știți. Trimite vrăjmașul în casa voastră, trimite vrăjmașul în cuibul vostru ca să vă facă rău. Uitați-vă ce bine se vede aici, dacă vedeți un cap, un schelet de cap, un cap. Vrăjmașul care vă vrea rău, să știți, aveți în jurul vostru multe persoane care vă vrea rău, dar uitați-vă, stați liniștiți, uitați-vă aici, aripa unui înger, uitați-vă acel înger, să știți că aveți înger păzitor, dragii mei, vă păzește îngerul, să știți, uitați-vă aripa și acel înger care vă păzește, stați fără grijă că niciun rău nu se va apropia de voi. Cine vă face răul, să știți că o să se întoarcă totul înapoi la ei, dragii mei, să știți. Uitați-vă, pentru că chiar și aici, dacă vedeți, de parcă este Maica Domnului, vedeți? De parcă este Maica Domnului, dar când faceți așa,
este aripa îngerului, să știți, uitați-vă, acesta este înger, dragii mei. În spatele vostru, cine ceea ce vă face, să știți că acest înger vă păzește de toate vrăjile, de toate greutățile, pentru că, cum am zis, în spatele vostru aveți înger păzitor, dragii mei. Acest înger nu vă dă voie să apropie niciun rău de voi, să știți, dragii mei, într-adevăr, foarte multe vrăji s-au adunat aici. Foarte multe greutăți și negativități s-au adunat aici. Uitați-vă! Aici s-a adunat, uitați-vă, aici vă arăt între două degete, aici s-au adunat toate vrăjile voastre, uitați-vă! În inima voastră, vedeți această gaură neagră? Asta v-a scos toate vrăjile și toate negativitățile și tot diochiul din sufletele voastre, uitați-vă! Aici s-au adunat toate vrăjile și toate negativitățile care le-ați avut deasupra voastră. Să știți, de câteva ori am să torn așa și o să vă simțiți și mai bine, să știți, scumpii mei, pentru că, uitați-vă, în acest cositor se văd așa puncte negre. Asta arată în sufletul vostru, să știți că aveți prea multe, ați avut prea multe vrăji și prea multe negativități, să știți, dragii mei, pentru că eu când am citit acest cositor, am citit ca să se adune, vedeți, o cruce. Cum am zis, aveți persoane în jurul vostru care vă trimite satana și care vă face vrăji, dragii mei, în sufletul, știți cum s-a făcut în sufletul vostru? Ca un cărbune, dragii mei. Acest cositor va scos totul din voi și uitați-vă, a rămas cenușă. Să știți, dragii mei, uitați-vă, cum dacă vedeți, sunt aici locuri negre. Acesta este de unde v-a scos acest cositor, v-a scos toate vrăjile din voi și totul a adunat aici deoparte, să știți, a rămas în voi ca o cenușă, dragii mei. Într-adevăr, uitați-vă, eu cum am zis aici, uitați-vă, se vede foarte bine un cap, chip de om, uitați-vă, ochii, nasul, gura, dacă vedeți, vedeți? Cum am zis, aveți persoane care vă trimite pe vrăjmașul, dragii mei, să vă facă rău, să vă strice relația, să vă strice căsnicia, să vă facă vrăji. Aveți foarte multe persoane rele în jurul vostru, să știți, cu părere de rău. Eu chiar acum când citesc, mă apucă o ferbințeală, pentru că eu am turnat, am citit în numele vostru, în numele familiilor voastre și pe mine m-a afectat, să știți, greutățile voastre, vrăjile voastre, dar stați liniștiți că pe mine doar cu negativitatea voastră apasă deasupra mea, dar nimeni mie nu poate să-mi facă rău, stați liniștiți, pentru că am înger păzitor, dragii mei. Cum am zis, uitați-vă, dragii mei, v-am mai arătat și aici cum s-au adunat toate vrăjile aici, dragii mei. A smuls din voi totul, uitați-vă, și acea femeie asupra vrăjilor a ieșit. Vedeți aici o femeie? Acea femeie, uitați-vă foarte bine a ieșit, acea femeie care face vrăji deasupra voastră, lângă această femeie este și o cruce, dacă vedeți, această femeie se muncește cu voi și aici, din mâinile ei am scos toate vrăjile, dragii mei, să știți. Această femeie nu mai are putere, a rămas doar cu crucea în mână și nu mai are putere, nu va mai avea putere să vă mai facă rău, să știți. Pentru că această femeie, i s-a smuls toată puterea din mâinile ei, să știți, dragii mei, pentru că, într-adevăr, foarte multă lume rea aveți în jurul vostru, dragii mei, să știți. Aici văd o lăcată, dragii mei, să știți că aveți și noroc legat. De ce nu aveți noroc? Toată vremea ziceți că nu merge bine nimica, nu știu ce, nu știu ce. Aici a ieșit o lăcată, dragii mei, să știți. Cineva v-a încuiat norocul. Cineva v-a încuiat că să nu aveți parte de dragoste. Cineva v-a încuiat că să nu aveți parte de bani. Să știți că aici văd o lăcată închisă, dragii mei. Cineva v-a făcut aceste vrăji ca să nu aveți noroc în nimica. V-a încuiat tot norocul ca să nu aveți bine în viața voastră. Într-adevăr, sunt foarte speriată ce a ieșit aici. Este imposibil așa ceva, dar cu mare, din păcate, asta este
v-a scos toate vrăjile, tot dioghiul din voi, cum am zis, uitați-vă, eu v-am arătat aceste părți negre, uitați-vă, asta este totul dioghi, dragii mei, deasupra voastră, ochii răi s-au adunat aici. Persoanele care nu vă suferă, uitați-vă, toate acestea sunt dioghi, dragii mei. Aveți foarte mare de ochi deasupra voastră, să știți, foarte mulți vrăjmași deasupra voastră. Uitați-vă, văd aici noapte cineva de parcă vă sufocă, de parcă cineva vă strânge gâtul când dormiți, nu puteți să răsuflați. Cum am zis, vă trimite negativități. Uitați-vă dacă vedeți de parcă stau două persoane aici și această persoană, în spatele acestei persoane, de parcă cineva o strânge de gât. Când dormiți noaptea, chiar într-adevăr aveți multe visuri urâte și de parcă vă strânge cineva de gât. De parcă doriți să strigați pe cineva, dar nu puteți. Nu va ajunge răsuflarea, nu va ajunge așa ca să strigați pe cineva sau să cereți ajutor de la cineva, pentru că, cum am zis, într-adevăr foarte lume, multă rea aveți deasupra voastră, dragii mei. Într-adevăr, este aici, Doamne, aici este ca un război, dragii mei, să știți. Aici văd mulți oameni așa în sânge, război, să știți că tot ce aveți deasupra voastră am adunat aici, dragii mei. Știți cum adunați fânul de pe o câmpie, așa v-am adunat aici, diochiul, vrăjile, negativitățile, vrăjmașii, tot v-am adunat aici în acest cositor, pentru că, într-adevăr, așa, toți oamenii, toți răi, dușmanii voștri, de parcă se bat unul cu altul aici. Este un război, să știți, pentru că, într-adevăr, foarte multă lumere aveți, dragii mei, cum am zis. Chiar noaptea aveți și visurile, vă face și vrăji de pe mormânt. Aveți și așa cuțite, de parcă câteodată vă înjunghie în corpul vostru cu un cuțit sau așa de parcă vă împunge cu un ac. Să știți că acestea toate sunt vrăji, dragii mei, și este persoane care vă trimite negativitate ca voi să nu aveți noroc în nimica și să fiți așa toată vremea în greu. Toată vremea să nu vă meargă bine, din păcate, asta este, dragii mei, să știți. În fundul, să știți că aici mai este încă dioghi, dragii mei, pentru că voi o să simțiți acum așa de parcă vă este frig. O să începeți să căscați, pentru că eu, cum am zis, pentru toți abonații, pentru familiile voastre, acest cositor se citește de jumătate de oră. Pentru voi l-am citit, cum v-am zis, dragii mei. Uitați-vă, între aceste puncte negre, să știți că este sufletul vostru. Aceste puncte negre a ieșit din sufletul vostru, acel diochi, acea răutate, acele vrăji, acea... Cu tot răul ce v-a ieșit, a ieșit de aici, dragii mei, din sufletele voastre, să știți. Într-adevăr, este o cargă, așa cum să zic așa, un război aici. Într-adevăr, foarte multă lume vă face rău, dar stați liniștiți, pentru că noi avem leac și pentru ei, să știți. Toată vremea am să vă torn, cositor, când am să am timp, am să vă torn și a să adunăm tot diochiul. Negativitatea, tot ce aveți deasupra voastră, o să adunăm și o să ardem toți dușmanii, dragii mei, să știți. Cum v-am zis, uitați-vă, în spatele vostru aveți înger păzitor, dragii mei. Aveți înger păzitor care vă păzește de rele, care, dar să știți, câteodată nici la înger nu-i ajunge puterea ca să vă apere, pentru că aveți multă lume rea deasupra voastră. Uitați-vă, de parcă și îngerul vă întinde mâna și te cheamă să îl ții de mână ca să te scoată din acea negură, să știți, dragii mei. Câteodată nici la înger nu-i ajunge putere ca să vă scoată din noroiul celă care aveți voi, dragii mei, să știți, pentru că, într-adevăr, foarte, foarte, foarte multă lume rea aveți, vrăjmași, a ieșit aici, dușmanii voștri, vrăjmașii voștri, cine vă face rău, cine vă trimite negativitate, cine vă trimite vrăjmașul, a ieșit totul, dragii mei, aici. Totul s-a adunat în acest cositor, să știți, pentru că, într-adevăr, sunteți niște oameni cu
cu suferințe. Sunteți niște oameni care suferiți foarte mult, să știți, dragii mei, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul îngerilor am să vă scot din această negură, pentru că, într-adevăr, sunteți foarte sufocați, dragii mei, chiar aveți o frică mare în voi. Poate că și voi, poate că și din familia voastră, cum am zis, cineva de parcă vă strânge de gât noaptea când dormiți. Nu aveți somn, așa de cum am zis, nu aveți răsuflare, doriți să strigați, să cereți de la cineva ajutor, dar nu va ajunge glasul ca să cereți ajutor, pentru că acest vrăjmaș, această negativitate deasupra voastră vă strânge gâtul și nu dă voie să anunțați pe nimeni, să știți, dragii mei, pentru că aici de parcă sunt așa niște ace, dragii mei, să știți, ace. Cum am zis, voi în corpul vostru chiar câteodată simțiți aceste înțepături de parcă vă împunge cu cuțitul, de parcă vă împunge cu acul, să știți că aceste toate sunt negativitățile deasupra voastră. Uitați-vă aici, de parcă este o gură, dragii mei, de parcă ceva vrea să vă înghite, vedeți? Aveți vrești făcute de o broască, dragii mei. Dacă cineva, boile, întâlniți în curtea voastră broaște, să știți că cineva vă transmite vrești, pentru că, uitați-vă, aici este o gură și când întorc așa, de parcă este o gură de broască, vedeți? Se vede foarte bine acea gură de broască. Cineva vă trimite vrești printr-o broască, să știți. Acea broască citește deasupra ei și vă trimite la ușa voastră, în curtea voastră, această broască ca să vă aducă. Această femeie care vă face vrăji nu poate să vină ea, de aia transmite prin animale acele vrăji și acele negativități, dragii mei, să știți. Eu chiar acum când citesc foarte greu, pentru că, într-adevăr, negativitatea voastră, diochiul vostru, cum să zic, vrăjile voastre și eu îmi arde gâtul, să știți, dragii mei, dar la mine o să treacă, să știți, pentru că eu după ce am să termin această citire, am să chem îngerul și o să-mi curețe toate negativitățile, să știți, pentru că eu când am citit și când am turnat cositura, ați auzit că avea pocnituri, pentru că, într-adevăr, aveți prea multi ochi deasupra voastră, dragii mei, multe vrăji, multe negativități, pentru că, cum am zis, din voi s-a scos totul, uitați-vă. Aceste puncte negre a rămas cenușa în voi, dragii mei, să știți. Acest cositor a scos totul din voi. A scos totul din sufletele voastre, să știți. Pentru că, într-adevăr, uitați-vă, și acei doi vrăjmași și acei doi dușmani care stau deasupra capului vostru și toată vremea vă trimite negativități, cum am zis, foarte multă lume rea aveți deasupra voastră, dragii mei. Voi chiar dacă nu știți, să știți, dar uitați-vă, aici este și un elefant, dragii mei. Cum să vă arăt? Aici este un elefant. Să știți că aveți și noroc, dragii mei. Să nu credeți că o să rămâneți în această negură. Să nu credeți că o să rămâneți în vrăj. Să nu credeți că o să rămâneți în diochi. Am să vă ajut, dragii mei, să ieșiți din toate greutățile și din toată negură și din tot noroiul care sunteți, să știți, dragii mei. Pentru că, într-adevăr, foarte multă lume sunteți necăjiți, să știți, dragii mei. Uitați-vă. Partea albă și partea neagră de ochiul deasupra voastră, dragii mei, să știți. Sper să fie pe înțeles, dragii mei. Într-adevăr, cum am zis, aveți foarte multe greutăți deasupra voastră, multe vrăji, multe negativități, dar am să mai torn pentru voi și am să citesc pentru voi, să dea Domnul să vă fie de bine, că acest cositor v-a adunat toate greutățile, toate negativitățile, toate vrăjile, tot diochiul de deasupra voastră, să știți, scumpii mei. Să vă fie de bine, nu uitați să vă abonați, dacă v-a plăcut, lăsați like, aveți grijă de voi, Domnul să vă aibă în pază, ne întâlnim următorul video, la revedere!